În baza acestei strategii, putem vorbi despre obținerea de fonduri de la Comunitatea Europeană. Fără această strategie, cred că toată lumea înțelege că nu s-ar putea obține niciun ban, așa cum nu se puteau obține fonduri europene nici până anul trecut, dacă nu aveam această strategie din 2008, aprobată și aceasta în Consiliul Local și care a vizat perioada 2009-2015 și pe baza căreia noi, primăria, împreună cu colegii mei și le mulțumesc din suflet, am obținut aproximativ 200 de milioane de euro pe care îi vedeți în străzi, în reabilitări, în parcuri, în teatru, în iluminat și în atâtea și în atâtea lucruri făcute în turnul Severin. Dacă în prima strategie care a vizat perioada 2009-2015 abordarea a plecat de la prioritățile de finanțare existente la momentul respectiv, proiectele fiind gândite individual sau transfrontalier pentru rezolvarea unei probleme punctuale, acum este vorba despre o abordare în cadrul noii strategii care pleacă de la nevoile comunității și propune scenarii de dezvoltare ale acesteia, implicând activ comunitatea. Maxim pe 36-a să aprobăm în Consiliul Local această nouă strategie și încă o dată, spun lucru foarte important, este documentul înscrisul în baza căruia primăria de acum încolo 15 ani va îndrăzni, să spun așa, să ceară bani de la Uniunea Europeană. Poate mă întrebați de ce îi am pe domnii lângă mine. În primul rând pentru că împreună cu Marius și cu Romică am început această strategie. În al doilea rând pentru că sunt liderii formațiunilor politice din Consiliul Local și este organul legislativ al municipiului Turnul Severin. Și în al treilea rând, mai mult ca sigur, dânsii vor uza de acest program, de această strategie, trebuie să știe despre ce e vorba.